Ne-am propus în această perioadă de timp, perioadă de post și rugăciune, să învățăm să gestionăm problemele vieții așa cum ne învață Domnul Isus Hristos. Vreau să vă spun că îmi este foarte greu în această dimineață să predic cuvântul scripturilor, cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Mă simt nevoit cumva să abordez subiectul acesta dintr-o altă perspectivă. Pentru că termenul acesta, judecată, are și sensul pe care fratele Vasile l-a expus mai înainte aici, acela de evaluare, și sunt convins că fiecare dintre noi practicăm lucrul acesta, evaluăm lucrurile, decidem într-un fel sau altul după ce facem această evaluare. Numai că. Acest termen, acest cuvânt are și un alt sens. Și Domnul Isus Hristos ne învață și scrie negru pe alb: nu judecați. Sunt foarte multe alte texte în Scriptură care pun în fața noastră, dacă vreți, această interdicție. Spunea și Apostolul Pavel, ca să mă duc de la Domnul Isus Hristos la Apostolul Pavel, cine ești tu ca să judeci? pe robul altuia, dacă stă în picioare sau cade. Sau Iacov zicea, cine ești tu ca să judeci pe aproapele tău? Și tot Apostolul Pavel în Roman capitolul 4 zice, să nu ne mai judecăm deci unii pe alții. În ce sens este această interdicție? Pentru că judecată înseamnă, printre altele, și a evalua după un anumit sistem de valori. Și întrebarea este, după ce sistem de valori? Când dumneavoastră vă uitați la un semen de al dumneavoastră, bărbat sau femeie, și judecați, evaluați, după ce sistem de valori evaluați? N-ar trebui să fac asta. Când ziceți asta, după Biblie sau după ceva care gândiți dumneavoastră că e bine sau rău? N-ar trebui să zic asta. N-ar trebui să. N-ar trebui să. Deci, judecata înseamnă să evaluezi după un anumit sistem de valori. Și, de regulă, noi evaluăm după sistemul nostru propriu de, de evaluare. De aceea sunt atâtea păreri, dragii mei, și în Biserica lui Dumnezeu. Dar mă duc mai departe, dragii mei. Judec, eval, judecata asta înseamnă să evaluezi după un sistem de valori și să rostezi o sentință. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți o anumită circunstanță de viață să ziceți, nu o să mai vorbesc niciodată cu omul acesta. Ați rostit o sentință. Pentru că ați făcut o evaluare. Nu o să-l mai salut niciodată pe om ăsta. Nu o să mă mai duc niciodată la biserica asta. Pentru că am făcut o anumită evaluare, am judecat, am făcut evaluarea și am rostit o sentință. Judecată, dacă vreți, înseamnă să evaluezi și să rostești o sentință. Și, dragii mei, când ne ducem pe drumul acesta, Domnul Iisus Hristos zice, nu judecați, ca să nu fiți judecați. Și, dragii mei, ascultați-mă bine, e greu pentru că v-am spus, priveți dintr-o altă perspectivă subiectul acesta. Fiecare dintre noi ne facem vinovați de păcatul acesta, fără excepție. Nu mă credeți. Spun păcat pentru că ori de câte ori facem ceva ce Biblia zice să nu facem. E păcat sau nu e păcat? Ce ziceți? Ori de câte ori facem ce zice Biblia să nu facem, a zis Dumnezeu către Eva, către Adam, să nu mâncați din pomul ăsta. Puteți mânca din toți pomii, dar din pomul ăsta să nu mâncați. În ziua în care mâncați din pomul ăsta, muriți. Și, dragii mei, Eva a trecut peste acest să nu. Ei, Domnul Iisus Hristos a zis, nu judecați. Și când facem lucrul acesta, Facem un păcat. Și ascultați-mă, toți facem păcatul acesta. Toți. Unii mai des, alții mai rar, conștienți, inconștienți, alții cu o plăcere teribilă, alții cu o anumită reținere, pentru că aproape nimeni nu scapă judecății noastre. Ascultați-mă bine. Ne judecăm în familie, ne judecăm în anturaj, judecăm biserica, judecăm slujitorii, judecăm vizitatorii, judecăm pe cine cunoaștem și pe cine nu cunoaștem, judecăm din auzite, am auzit și zicem ai auzit. Și ar trebui să învățăm de la Domnul Isus Hristos cum să gestionăm această problemă pe care o avem toți. Încă o dată spun, mai des sau mai rar, cu plăcere sau cu reținere, o avem toți. Și Domnul Isus Hristos spune în Evanghelia după Matei, foarte, foarte scurt, foarte sec, foarte simplu, nu vă judecați unii pe alții. Sau nu judecați? ca să nu fiți judecați. Deci mi-aș vrea foarte pe scurt, eu trebuie să ajung și la o mormântare la Ogna Mureș, aș vrea foarte pe scurt să, să, spun câteva cuvinte, învățând de la Domnul Isus Hristos, de ce ar trebui să avem această reținere în a judeca din această perspectivă. Nu din perspectiva pe care a, a prezentat-o fratele Vasile Mente. Din această perspectivă. A judeca, a evalua și a rosti sentințe. Dragii mei, judecarea celorlalți n-ar trebui să fie preocuparea noastră. Din această perspectivă. N-ar trebui să fie preocuparea noastră, pentru că, așa cum spunea fratele Vasile, Dumnezeu este judecătorul. Și obiectiv, și în autoritate. Și cum vreți dumneavoastră? Au judecătorul suprem. Când noi ne facem din judecarea semenilor noștri, preocuparea noastră de viață, dragii mei, și cum se spunea mai înainte, devenim vânători de greșeli. Vreau să vă întreb, sincer, nu nu răspundeți, înaintea lui Dumnezeu. Ați avut o dată curiozitatea să umblați așa pe internet și să vedeți ce mai zice internetul despre Fratele cutare, despre sora cutare, Ați, ați avut curiozitatea asta? Uitați că dați din cap. Unii da și alții ba. De ce? Suntem vânători de greșeli. Și nu doar că m-am uitat, am, am răscolit internetul să văd ce mai zice. Abia am așteptat să mă întâlnesc cu primul prieten să ai auzit. Uite ce am citit pe internet. Vreau să vă întreb, suntem sau nu vânători de greșeli? în situația asta. Că poate nici nu e adevărat și de ce multe nu e adevărat. Atâtea fake news-uri sunt acum, te doare capul. Când ne facem din judecarea semenului nostru preocuparea principală, devenim vânători de greșeli. Cum a fost iudeia ăștia, să exprim mai înainte, nu vreau să exprim, mai amănunțit lucrul acesta. Și mai mult, cum spuneam ceva mai devreme, ne grăbim, ne grăbim să judecăm repede pe cineva. Am făcut din asta preocupare și ne grăbim. Spune Sfânta Scriptură că au venit iudeia aceștia cu femeia asta prinsă când păcătuia. Și-au dus la Domnul Iisus Hristos. Știți, știți, au zis, uite, am prins-o făcând păcatul, legea zice așa, tu, tu ce zici? Acum vreau să vă întreb, ați auzit citirea Bibliei, cât de repede s-a pronunțat Domnul Iisus Hristos. Tu ce zici? Iau o, o anumită informație, văd la cineva un anumit comportament pe care îl judec într-un anumit fel, o anumită ținută pe care o judec în anumit fel, o, o, anumită atitudine pe care o judec în anumit fel și mă duc la cineva și îi spun, uite, uite ce am, tu ce zici? Și el pe... să moară. Dat afară din biserică. Tu ce zici? Și Domnul nu zice nimic. Tu ce zici? Și Domnul se apleacă și se scrie pe pământ. Tu ce zici? Și învăți de aici că Domnul nu se grăbește să judece pe alții. Putea să o facă, frații mei, putea să o facă. Dar n-a făcut-o. Nu s-a grăbit. Când s-a dus Nathan la David și a spus lui David, istoria aceea cu omul băgat și cu omul sărac, omul bogat care avea turme, săracul avea un mielușea și a venit musafirul acela la omul bogat și nu s-a îndurat să ia din turma lui, să a la și a luat săracului. Și David a zis, repede, să moară! Pentru că ne grăbim să judecăm pe alții. Nici nu termină cel de lângă noi, interlocutorul nostru, nu termină să ne spună povestea și ce a descoperit și ce a auzit și ce a văzut, că imediat spunem să fac asta, să... E, e, vrednic de moarte. Tu ce zici? Și nu zice nimic. Și tu ce zici? Și nu zice nimic. Deci mei, atunci când facem din, din judecarea semenilor, preocuparea noastră principală, nu doar că vânăm greșel, nu doar că ne grăbim să judecăm. Avem motivații greșite. Se spunea ceva mai devreme despre motivația acestor oameni care, care au venit la Domnul Iisus Hristos. Nu au venit pentru că îi interesa foarte mult păcatul acela. Vreau să sfințească norodul, poporul, sinagoga, templul. Nu pentru asta au venit, că aveau motivația asta. Și de regulă noi când judecăm pe alții, dragii mei, când evaluăm și am rostit sentința, nu cu motivații corecte facem asta. De regulă. Au venit să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos, au venit să o expună pe femeia asta că puteau să meargă la Domnul într-un alt context, nu să meargă la templu când era templu plin acolo de, de mulțime de oameni. Motivația pe care o avem noi adeseori când judecăm pe ceilalți, dragii mei, nu este una corectă. Vrem să apăsăm și vrem să ne ridicăm pe noi. Adică, ca și fariseul acela de la Templu, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt asta. E, 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 asta. e mai bun decât asta. Mai bun decât asta. Mă rog, Domnule, să, să ne ferească să ne facem din judecarea celorlalți preocuparea noastră. Principală. În al doilea rând, dragii mei, evaluarea personală sau judecarea personală, judecarea de sine, ar trebui să fie prioritatea vieților noastre. Știți, noi avem acest, acest obicei, noi oamenii, pentru că avem ochii ăștia în cap și ochii ăștia privesc în direcția asta. Să vedem ce e în jurul nostru. Că doar de-a ne-a dat Dumnezeu ochi, nu? Și ne uităm la alții, îi evaluăm, cum se spunea ceva mai devreme, tragem concluzia și rostim judecata. Pentru că ne vedem și ne interesează. Suntem preocupați. Știți, când Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru după înviere, cum avea să moară, cu ce moarte avea să cintească el pe, pe Dumnezeu, s-a uitat la, la ucenicul celălalt și a zis, da, bine, tu mă chem pe mine să mă duc pe drumul ăsta și să, 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 suport alții să mă încingă, să mă ducă unde nu vreau, ăsta e drumul pe care tu mă chem să mă duc. Dar cu ăsta ce va fi? Pe ce drum îl duci pe el? Și a Domnul Iisus Hristos, dacă vreau să rămână, ce-ți pasă ție? Adică nu de el, tu vino după mine. Adică să te intereseze ce te chem să faci tu, pe drumul pe care te chem să mergi tu. Nu te interesează de celălalt. Noi suntem preocupați de alții. Să nu credeți că la voi întâmplării a zis Domnul Iisus Hristos cel care nu are niciun păcat să ia piatra. Pentru că a fost momentul în care oamenii aceștia au trebuit să se întoarcă spre ei. Să se evalueze pe ei. Sunt vinovat, nu sunt vinovat. Și în momentul acela, când s-au întors înspre ei, și-au dat seama că nu sunt calificați să judece pe altul. Pentru că, ascultați-mă bine, vinovatul nu poate fi judecător. Ce ziceți? Un judecător corupt în societate. Îi calificat să judece pe un alt corup, pe un parlamentar corup în E calificat? Moral. E sau nu calificat? Nu e calificat. Oamenii aceștia au plecat pentru că s-au descoperit că nu sunt calificați să judece, să fie judecători. Au vinovăția lor de ce să se ocupe de vinovăția altoia sau altora când au vinovăția lor de care nu se ocupă. Că foarte adesea dragii mei, mi se pare că vinovăția celor din jur urlă până la cer, strigă până la cer, și vinovăția noastră are nu, nu importantă, nu are valoare. Ce învață Domnul Iisus Hristos aici este. Ocupați-vă de vinovăția voastră mai întâi. Nu vă ocupați de vinovăția altora. Și vreau să vă spun că eu cred că în comunitatea de oameni și în comunitatea creștină este cel mai greu lucru pe care să-l facem. Să ne ocupăm de vinovăția noastră. Avem o predispoziție bolnăvicioasă să ne ocupăm de vinovăția altora. Deci, ceea ce a spus fratele Vasile mai devreme, e clar, Dumnezeu a pus oameni în autoritate care să se ocupe să judece pe ceilalți. E clar lucrul acesta. De aceea a zis, nu vă duceți la cei meteați în prejur să vă judecați problemele voastre. Nu sunt între voi oameni înțelepți care să judece între frate și frate. Dar, dragii mei, atunci când eu nu pun întrebarea cine sunt eu să judec pe propriile meu? Și îmi fac din asta preocuparea mea principală să judec, fără să mă ocup de vinovăția mea, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu nu sunt calificat să fac o asemenea judecată. Trebuie să-mi rezolv vinovăția mea și după aceea, eventual, dacă, dacă m-a chemat Dumnezeu să mă ocup de vinovăția altora în sensul de a ajuta pe celălalt. Pentru că, dragii mei, Preocuparea noastră, zicea mai devreme, n-ar să fie aceea de a judeca pe alții, ci de, a, de a, ajuta pe ceilalți. Zicea, scrie Apostolul Pavel, Galatenul, capitolul 6, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală. Și vreau să este cineva pe aici care să fi căzut așa deodată în vreo greșeală? Sau niciunul n-a făcut nicio greșeală? Și a știut comunitatea. Un cerc mai restrâns din comunitate sau toată comunitatea? A zis, scris, scris Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, dacă a căzut în, deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeței. Ascultați-mă. Asta e preocuparea. Ar trebui să fie preocuparea noastră. Să ridicăm pe cel care a căzut vreodată în vreo greșeală. Și niciodată nu o să poți ridica pe cineva cu Duhul judecății. Niciodată. De aceea zice să-l ridicați cu Duhul blândeței. Asta trebuie să fie preocuparea noastră. Dar pentru asta trebuie să mă întorc spre mine, să-mi evaluez viața mea, să-mi caut vinovăția mea și, dragii mei, să o rezolv înaintea lui Dumnezeu, înainte de a începe să rezolv vinovăția celorlalți. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Vreau să mai spun un singur lucru, dragii mei, și apoi să, să încheiem în această dimineață. Învăț de la Domnul Isus Hristos în domeniul acesta al, al Duhului de judecată că evaluarea păcatelor sau greșelilor trebuie făcută obiectiv. Oamenii aceștia când au venit la Domnul Iisus Hristos au venit cu un fapt real, cu un păcat real. Dar atunci când noi ne apucăm să evaluăm păcatele celor din jur sau greșelile, întrebarea mea este următoarea. Ce știm noi despre păcat? Poate zice știm că este o încălcare a voiei lui Dumnezeu. Cineva din comunitate, din anturaj, cineva despre care am auzit sau pe care l-am văzut, a încălcat ceva de aici. Dragii mei, e adevărat că ce se încalcă de aici este păcat. Spuneam că e adevărat, e păcat. Dar știți ce învață Domnul Iisus Hristos în, 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 în cuvântul din această dimineață, dragii mei, despre păcat? Evaluarea obiectivă a păcatului e o cerință de bază atunci când fac o anumită evaluare. Evaluarea obiectivă a păcatului trebuie să țină cu de următorul lucru. Toate păcatele contează nu doar unele. Nu știu dacă pricepeți. Oamenii aceștia au venit cu o femeie care a făcut un păcat mare, noi zicem mare și mare. Și contează. Și dacă se aude despre cineva în comunitatea de oameni, dragii mei, toți tresărim, pentru că e ceva care ne face să tresărim. E grav. Dar Domnul a zis, dar nu doar păcatul ăsta contează. Acum dacă uitați în Biblie sunt niște liste de păcate și e, roada firii pământești din Galaten 5 și în Apocalipsa capitolul 21 mi se pare listă de păcate. E, curvari, prea curvari, ucigași, vrăjitori, închinători la idoli. Oamenii ăștia nu o să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar știți că lista aceea este și certăreți, sunt și certăreții, și mânioșii, și fricoșii, cât vă gândiți din locul acesta, dragii mei, că și păcatele astea așa astea contează? Și mânia și, și ura și cearta, cât vă gândiți? A, să mă duc în iad pentru că m-am certat și n-am rezolvat problema. Să mă duc în iad pentru că... Sigur. Când Dumnezeu, când Domnul Iisus Hristos vorbește despre spiritul ăsta de judecată, mă învață că toate păcatele contează. Și mă învață, dragii mei, că nu doar păcatele Altora contează. Contează și păcatul meu. Că pentru foarte mulți, repet lucrul acesta așa, păi, dragii mei, pentru foarte mulți contează păcatele altora. Ale mele nu contează. Nu a zis Domnul și ale femeii și păcatele voastre contează. Și în ziua în care descoper că și păcatul meu contează, ar trebui, dragii mei, zice că iudeii ăștia s-au simțit rușinați cumva, și au ieșit dinaintea Domnului sau au mustrați în cugetul lor și au plecat dinaintea Domnului dragii mei când simți, când crezi că și păcatul tău contează și te simți cumva mustrat în cugetul tău trebuie să duci lucrul ăsta până la capăt, să te pocăiești că nu-i destul să te simți mustrat și să pleci că ăștia s-au simțit mustrat și au plecat dragii mei nu, nu dragii mei, știți că și Iuda s-a simțit mustrat și avea o, o părere de rău teribilă că s-a dus să s spânzurat dar n-a dus pocăința asta până la capăt. Să vină cu, cu mustrarea asta de cuget înaintea lui Dumnezeu. Să ceară iertare și Dumnezeu din cer de iertare. Să vii să fie Domnului. Aș vrea să, să, stăm înaintea lui Dumnezeu. Să învățăm de la Domnul Iisus Hristos despre judecata aceasta. Vorbesc despre perspectiva asta a judecății. Că n-ar trebui să fie preocuparea noastră că ar trebui să facem din judecarea personală prioritatea vieții noastre. Și când evaluăm, dragii mei, să pricepem că și păcatele noastre contează la fel ca ale altora. Și păcatele care zicem noi că sunt mai mărunte contează, nu doar ale cele care, care mă rog, fac societatea să, să, se crucească. Nu, nu, dragii mei. Și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Dacă am făcut din judecarea semenilor noștri preocuparea vieții noastre și am povestit în dreapta și în stânga. Acum știu că am avut două săptămâni când ne-am ocupat mult de a ne judeca unii pe alții. Să ne ierte Dumnezeu pe toți. Să ne pocăim, dragii mei, că dacă zice Biblia să nu și noi am făcut, am făcut un păcat înaintea lui Dumnezeu. Și de păcatul acesta trebuie să ne pocăim și Dumnezeu din ce să ne ierte.